trebuie să fim, atenția trebuie să fie primul loc. Că altfel? Altfel? Ce se întâmplă? Păi, câte nu se întâmplă. Folosiți aragazul mai mult decât de obicei? Cred că la cop, da. Da, la cop mai fac și până eu. Eu încerc să fiu atent, că e casa mea. Noi luăm niște măsuri speciale. În primul rând, dublăm echipele de intervenții, dispeceratul, care este non-stop, pentru că în această perioadă toată lumea este ocupată, în mod special gospodinele au o activitate intensă în bucătărie, utilizează intens mașina de gătit și sigur că atenția este cumva, ar trebui să fie distributivă. Numai pentru municipiul Vaslui vor fi pregătiți să intervină 16 oameni. De obicei, în această perioadă, ne luăm și niște măsuri suplimentare. În primul rând, facem o odorizare suplimentară a gazelor și, în general, dacă sunt niște scurgeri de gaze, automat sunt depistate, abonații sezizează și facem intervenția rapidă. În tot județul vor exista echipe de intervenție, astfel încât eventualele incidente să poată fi rezolvate fără probleme.